Israelul a demarat ieri cel mai mare exercițiu militar din istoria națiunii, menit să pregătească atât civilii, cât și soldații și echipele de salvare pentru eventualitatea unui război. Exercițiul se va desfășura timp de 5 zile și va implica simulări de atacuri cu rachetă și atentate pe întreg teritoriul țării. Potrivit oficialilor, exercițiul va permite testarea capacităților țării de a răspunde unor proiectile lansate din Liban și fâșia Gaza și a unor rachete din Iran sau Siria. Momentul de vârf va fi marți dimineață, când sirenele vor suna în toată țara pentru a anunța iminența unui atac. Populația va trebui să coboare în adăposturi în maxim 3 minute. Guvernul israelian este de părere că programul nuclear iranian reprezintă o amenințare majoră la securitatea țării.